Bună seara, este o bucurie deosebită să fiu împreună cu dumneavoastră în momentele acestea și mulțumesc organizatorului pentru invitația făcută și pentru oportunitatea de a mă adresa în această seară. Sincer să fiu, nu am înțeles foarte bine la început care era mobilul întâlnirii noastre, dar uitându-mă la titlu și văzând această imagine a nesiguranței, mi-a venit în minte o preocupare personală pe care o am de câțiva ani legată de modul în care înțelegem mărturia creștină în lumea în care trăim. Vreau să vă spun că, în primul rând, din punctul de vedere al creștinismului, eu cred că ar trebui să fim optimiști. Eu nu împărtășesc pesimistul fatalist al scenariilor creștine apocaliptice, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus că face un pământ nou și o lume nouă. Și Apostolul Pavel spune, de fapt, în Romani, că făptura, creația, însă și așteaptă răscumpărarea. Deci, eu nu aștept să plec din lumea asta într-o altă lume, ci aștept ca Dumnezeu să o transforme într-un pământ nou și o lume nouă. Când eram copil în bisericile noastre, era o cântare foarte faimoasă pe care eu am învățat-o, nu știu dacă copiii de astăzi, că s-au schimbat cântările la toți, dar aminte la copii. Și cântarea asta spunea, acceleratul vine, aleargă către cer, el intră în stațiune pe drumul cel de fier. Și la cor spunea, voi copii, vă grăbiți, în vagoane vă suiți. Și imaginea care o genera este că noi ca și creștini acum suntem la gară, avem bilet, ăștia alți care nu au bilet și nu sunt la gară se duc unde trebuie să ducă, să ia cine trebuie să ia și noi așteptăm, ne urcăm în tren, când va veni acceleratul nostru, pe drumul cel de fier, mergem la cer. Și genul acesta de creștinism pasiv, indiferent față de lume, nu cred că l-a caracterizat pe Domnul Iisus, care niciodată n-a spus așa ceva, ci el a fost, chiar spune la un moment dat, împărăția cerurilor este în mijlocul vostru. Împărăția cerurilor este ca o sămânță de muștar, este ca drojdia, este ca o comoară ascunsă care a fost găsită, are puterea de a transforma. Bineînțeles că nu putem să ignorăm nici realitățile lumii în care trăim. Și dacă ne uităm la modul în care sociologii au descris lumea în care trăim, poate că învățăm ceva. Noi creștinii uneori avem această capacitate imensă de a disocia rațiunea științifică de viața de credință sau viața publică de viața personală. Nu? Suntem o țară în care 98% dintre oameni se declară creștini. Suntem una dintre cele mai credincioase țări din Europa. Ne uităm cu dispreț la țările din nordul Europei care s-au secularizat. Oamenii ăia sunt vânduți satanei, dar acolo corupția este mică, oamenii sunt bine plătiți, nu se muncește la negru, nu se fură. Normal că este și la ei, dar comparat, uitați-vă la toate statisticile. Aici, în țara asta, unde este grădina Maicii Domnului, unde este raiul pe pământ, noi toți fugim în țările alea unde sunt iadul. De ce? Pentru că vrem să muncim să ne iasă mai bine. De ce? Dacă aici este raiul, de ce nu stăm la noi acasă? Și războiul acum în Europa, unde este? Între țările astea seculare și hidoase? Nu. De ce se bată suedezii cu norvegienii și cu danezii? Ei o duc foarte bine, ei au nevoie de pace, să prospere. Se bat cine? Rușii cu ucrainienii, care, ca și noi, sunt cei mai credincioși. Acum câțiva ani, evanghelici din America mergeau la Putin să-l laude că el este pro-life și pro-familie. Și vedem acum, după 2 ani de război, sute de mii de morți și milioane de familii rupte. Deci această deconectare pe mine mă preocupă. În primul rând, ca și creștin. În al doilea rând, mă preocupă și profesional, pentru că sunt profesor și mă ciocnesc cu oameni din domeniul sociologiei care pun aceste întrebări. Și doar așa să vin cu un slogan pe care l-am învățat și am fost automat, merge, dar până din politețe o să-mi zâmbească și după aia zic, mă pun la lista asta de oameni care sunt cu sloganele. Există niște sociologi care au avut această preocupare de a descrie modernitatea. Unul dintre ei este Anthony Giddens, după aceea mai este unul Ulrich Beck și unul, un polonez, Zygmunt Bauman. Și m-a
m-a preocupat, nefiind sociolog, eu sunt teolog, dar m-a preocupat să înțeleg un pic ce înseamnă modernizare din punctul lor de vedere și această modernizare reflexivă. Societatea noastră modernă este bazată pe niște concepte care au fost construite în societatea feudală, de fapt, și care au făcut baza unei societăți moderne. Dar fenomene cum ar fi industrializarea, fenomene cum ar fi urbanizarea și acum mai de curând tehnologia modernă, tehnologia în general, a început cu televiziunea, cu tipăriturile, dar acum cu media socială, au transformat lumea. Și unul dintre elementele foarte importante este ideea de risc. Și aici am adus gândul când am văzut tema, că tu ești adăpostul meu. Și într-o carte foarte faimoasă, Risk Society, societatea de risc, a lui Ulrich Beck, el spunea că în anumite tipuri de societăți, riscurile puteau fi minimalizate. Deci, de exemplu, dacă era un om foarte bogat și era în Anglia și se făcea o fabrică lângă tine și fabrica aia aducea poluare și gălăgie, te mutai că aveai bani. Săracul rămâne acolo și acum a rămas așa. Dar acum, dacă este un Cernobâl, riscul deja e, poți să fii oricât de bogat. Dacă ești într-o rază de, ori pleci de tot, e foarte complicat. Și riscurile globale, cum am experimentat o pandemie, da? Sunt din ce în ce mai complicate. Și asta a dus la o creștere a individualismului în societate, știți? Și atunci există un conflict între fundamentele acestea care au oferit stabilitate societății și individualismul nou care este exacerbat, da? Și acestea aduc niște provocări la adresa identității și a opțiunilor de viață pentru fiecare dintre noi. Și de asemenea, aduc niște efecte sociale, cum ar fi globalizarea. Pentru că, pe de o parte, globalizarea e bună. Eu mă aduc aminte, pentru cei care sunteți mai tineri, când nu-ți putea trece prin cap să-ți cumperi un tricou la cost ca român. Pentru că, la nivelul nostru de viață, acum toți români, la cost nici nu mai e o firmă pentru români. De ce? Pentru că a venit China pe piață și au produs același produs care înainte era $100, îl face cu 20 sau cu 10 și atunci toată lumea își permite. Deci există o față bună a globalizării. Toți avem tehnologie, toți avem de toate, dar există și o față urâtă a globalizării. Și atunci nu mai știm ce să ne facem. Asta este o dezvoltare a societății de risc, da? Și pe lângă aceasta există noi diviziuni între oameni, da? La noi în biserică, când a fost pandemia, am încercat să facem programe online. Și o grămadă dintre cei în vârstă spuneau, frate, noi nici măcar pe WhatsApp nu ne pricep, nu mai ne puneți nouă filme pe telefoane, că nu știm ce să facem. Cei tineri toți, ce ne țineți cu WhatsApp-ul, asta e evul mediu, ce Facebook, acum trebuie neapărat pe Instagram. Deci lumea s-a schimbat. Și vreau să vă dau două exemple, da? Care le trăim și noi. Mie îmi place să vorbesc puțin provocator, așa că sper să înțelegeți că stilul... Eu sunt pastor și sunt într-o biserică evanghelică și conservatoare, sunt la 6-a generație de baptiști și așa mai departe, da? De exemplu, discriminarea persoanelor cu dizabilități. În această modernitate în care totul este vizibil, discriminarea asta este o problemă, dar dacă vorbiți cu oameni, nu toți împărtășesc poziția de antidiscriminare. Și eu vă spun sincer, în anii 90, când am venit la seminar, o persoană care avea un handicap fizic nu putea să fie acceptată ca să fie pastor. Pentru că în Vechiul Testament era o prevedere că preoții trebuie să fie desăvârșiți, deși noi nu trăim după Vechiul Testament. E o provocare, nu? O persoană, teologul Jürgen Moltmann spune că o biserică fără handicapați, folosea termenul ăsta care acum nu mai este acceptabil, așa a spus el la conferința asta acum 25 de ani, e o biserică handicapată. De ce? Pentru că și oamenii aceștia poartă în echipul lui Dumnezeu și cumva trebuie să aibă loc între noi. Dacă în biserică nu are loc o persoană cu probleme de anxietate, cu probleme de orice fel, pe unde să mai aibă loc? Doar în instituții făcute în care ținem legați de paturi, cum a fost la noi orfanii și cei bolnavi psihici înainte de 90? Este o provocare. Dar asta, să zicem, că am mai rezolvat-o prin legislație. Toți avem rampe, deși la unii sunt rampe de astea și la instituții ale statului, că trebuie să fie campion olimpic să urce pe ele cu un scaun din acesta, că sunt la 45 de grade. Deci nu știu cum ar putea să
Îi trebuie de 3 oameni ca să-l împingă, că eu n-aș putea să împing o asemenea persoană pe o asemenea rampă, da? Dar haideți să vedem un alt aspect, rolul femeii. În societatea medievală, rolul femeii este dominat de ideea aceasta că în familie femeia trebuie să fie mama și mama trebuie să asigure viitorul. Viața, așteptarea de viață era legată de așteptarea de a produce copii, 45-50 de ani, după care viața așa era în evul mediu. Asta a devenit un fel de model. Și într-o societate patriarhală, rolul acesta a fost acceptat. Acum, când datorită sistemelor de sănătate, toți trăim până la 60-70 de ani, când femeile pot să meargă la școală și pot să aducă contribuții la societate. Ne uităm aici, jumătate sunt femei, în biserici sunt mai mult de jumătate. Este aiurea să gândești cu mentalitatea medievală. Nu? Dar mulți oameni încearcă să impună genul acela de discriminare. Da? Și dacă spui, stai puțin, dar nu e chiar așa, zici, a, ai luat o razna, ești cu radicalii progresiști. Nu, e vorba că lumea s-a schimbat. Și noi ca și creștini, dacă vrem să avem o voce în lumea asta, trebuie să regăsim un mod de a ne exprima, nu în termenii medieval-feudali, ci în termenii înțelegerii moderne. Dar este o problemă mare, pentru că și știința este acum supusă acelorași presiuni. Da? Eu când am fost mic, țin minte că am fost vaccinat cu toate vaccinurile care erau posibile acolo. Și în mentalul meu de tânăr născut în 59 și după aia am făcut inginerie, așteptam să se mai descopere un vaccin ca să se mai eradicheze un flagel, cum a fost poliomielita, da? Ea a dispărut pentru datorită vaccinului. Acum, toată lumea e om de știință. Oricine are cont pe Facebook, poate să fi făcut 2 ani de școală, 3 ani de grădiniță, îți dă o teorie a vaccinului, te doare capul. Și în zona asta e foarte greu să vii pe piață și cu o perspectivă. Asta este o bătălie a noastră și pentru mintea și sufletul oamenilor. Și vreau să închei, pentru că nu vreau să depășesc timpul meu, doar cu două concepte care sper ca pe noi care suntem creștini și pornesc de la premiza aceasta aici, și dacă sunt unii care nu sunt creștini, sunt convins că mă vor înțelege și sunt deschis să stăm de vorbă. Este interesant, m-a chemat domnul capelan la ședința capelanilor NATO. Și am avut și eu un discurs acolo, tot așa, în stilul meu. Și la sfârșit, două persoane au venit să îmi mulțumească. Unii erau niște capelani din Belgia, că erau atei. Și a spus, domnule, mi-a plăcut discursul tău, domnule, că mi-ai vorbit și mie. Și unul a fost capelanul evreu. Și am spus, măi, dacă niciun creștin nu mi-a mulțumit, dar ăștia înseamnă că mi-am atins audiența. Așa că și în seara aceasta stați liniștiți, da? Eu cred că există o imagine în Scriptura Bisericii care nu este o instituție. Normal că într-un context ca acesta vorbim de capelanat, armată, instituții, da? Și avem nevoie de instituții, pentru că viața este structurată în așa fel. Și biserica este, dintr-o perspectivă, o instituție, pentru că avem cod fiscal, construim, plătim impozite și așa mai departe. Dar Scriptura nu vorbește niciodată prea mult despre chestia asta, nu e interesat. Asta este necesitatea impusă de viață. Apostolul Pavel spune, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Pavel vorbește de biserică, nu ca o instituție care se bate pe piața politică, pe piața juridică, să dăm legi, să facem Constituție. Normal că și vreau să trăiesc într-o țară cu legi creștine. Dar Domnul Iisus nu a spus, mergeți în toată lumea și dați legi creștine. Niciunde. A spus, mergeți în toată lumea și haideți creștine, aveți curaj, că acum asta știți. Matei 28, vestiți Evanghelia, vestea bună. Da? Dacă s-ar pocăi toți oamenii, s-ar da și legi creștine. Dacă se dau legi creștine, nu o să se pocăiască toți oamenii. E validată. 2000 de ani de istorie europeană, că asta e altă chestie, că toți suntem îngrijorați de pierderea identității europene medievale. Când se băteau catolicii cu protestanții, protestanții cu anabaptiștii, care dintre astea sunt cele de care ne pare rău? Apostolul Pavel spune că comunitatea este vie și dinamică.
Și al doilea lucru este identitatea. Și am spus că probabil că asta e provocarea cea mai mare a modernității. Și Apostolul Pavel spune aici, am fost răstignit împreună cu Hristos. Dar nu mai trăiesc eu, ci trăiește El în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pentru mine. Deci, identitatea noastră este una în Hristos. Și asta nu putem construi decât prin credință, nu prin altceva. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Mulțumesc pentru invitație.